Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vrați sau ce? Da, nu, e plin de mașini matriculate fals și de permise false. Plăcuțe false? Plăcuțe false, da. Auzi, deci când a apărut scandalul ăla cu permisele false din Argeș, de la Pitești, că ăla a fost primul scandal mare. Da, cred da. Că în urmă cu vreo 10 ani, sunt deja 10 ani. Mai bine. Mai mult. Nu, mai mult. Am zis, mamă, hai că i-a prins, gata, se termină și cu asta, dar din potrivă. Adică i-au prins pe ea și periodic apar noi și noi date, noi și noi situații. La noi, să știi că tradițiile nu se pierd așa ușor. Nu se pierd, da? Băi, deci este incredibil, adică am tot difuzăm, în fiecare an avem câte o bombă de asta. La Suceava, anul trecut, n-am vorbit despre cum au desfințat ea secția de acolo, cum erau implicați cu toții, cum făceau cu milioane de dolari, este incredibil. Acum a mai apărut una, o rețea de infracționalitate organizată a falsificat 10% din înmatriculările auto din Ilfov. 2800 de mașini matriculate cu alte acte false într-un an de zile în tot județul Ilfov. Bun. Și vă imaginați că da, nu a fost primul an, deci nu a fost anul de debut. Da. Nu știm dacă a fost cel mai bun an din istoria acestei rețele. Dar anul trecut procurorii au investigat și au descoperit asta. 10%, bă, băiatule, înmatriculări false. Aoleu, am râu moale dimineața asta. S-au făcut online, poate au mai greșit și acolo. 8 inculpați sunt acuzați acum de comiterea numai puțin de 11.500 de fapte penale. 11, când au avut timp? Zilnic. O rețea de falsificatori de documente, precum cărți de identitate, permise de conducere sau certificate de înmatriculare auto. Bă, cum am mai spus la noi, dacă tot faci o infracțiune, e păcat să te oprești. Că pedeapsa oricum e aceeași. Nu sunt da, uite. Cumulate. Dacă ai dat drumul... Să schimbăm codul penal și să fie... Ai 11.000 de infracțiuni, faci 11.000 de pedepse. Da, pedepse cu acumulare. Ca în America. Da. De 8 ori închisoare pe viață. Gen, dacă îți mai scade, să aibă de unde. Bă, adevărul că dacă stai să te gândești, eu dacă nu plătesc taxele pe o lună către statul român, nu înseamnă că dacă nu plătesc pe 10 luni, o plătesc pe cea mai mare dintre ele, din alea 10 luni și de restul mă iartă. Nu, trebuie să le plătesc pe toate alea 10. Plus penalități. Da. Nu? Aici când comiți o infracțiune, de ce nu se adună? Adică, asta nu înțeleg. E codul penal, n-avem ce să... Dar unele aspecte ale acestei operațiuni uriașe de falsificare sunt totalmente ridicole. Unul dintre beneficiarii acestor permise false, ancheta făcută de colegii de la știrile ProTV. Unul dintre beneficiarii permiselor false este manelistul Marius de la Focșani. Nu cunoaște. Pe numele real, Marius Mitu. Dar cum fac maneliștii ăștia care vin din diverse locuri? Ei trebuie să fie primul Marius de la Focșani. Adică doar nu e singurul manelist din Focșani. Întâiul. Singurul Marius manelist din Focșani. Poate e singurul. Deci mecheria e să fii primul Marius manelist din Focșani. Și după aia restul Mariușilor care sunt maneliști, treaba lor. Nu. Deci apartenența la un județ vine odată cu succesul pe plan național. Asta e oraș. Oraș, județ, nu contează. Că unii sunt... Ce? Păi și Jean de la Craiova e tot oraș, da, nu e județ. Nu e Jean de la Dolj. Ștefan de la Bărbulești. Păi nici Bărbulești nu e, măi, e stat, județ. Nu știe. Da, de ce din localitatea respectivă? Dacă Bărbulești e oraș, nu vreau să jignesc pe nimeni. Localitate. Localitatea, ok, deci nu județul. Dar ideea e că asta o primești atunci, deci titlul ăsta onorific, nu? Că e ca la cavaleri. Da. Când răzbați la nivel național, ca să știe de unde te apucă. Mă, cine e ăsta? Bine, stai, și dacă... Mă, care Marius? Ăla, mă, de la Focșani. Și dacă mai e un Marius de la Focșani? Marius 2 de la Focșani. Nu, nu știu cum e la fotbaliști, că dacă sunt doi cu nume la fel, e Mihai Roman 1, Mihai Roman 2. Nu mai sunt atât de mulți fotbaliști de multă vreme, așa că nu da, mai avem uite, Roman. Stați așa. Deci, revenind la domnul Marius de la Focșani, pe numele real Marius Mitu, sau Mitu, nu știu. Dânsul fusese deja condamnat pentru conducere fără permis, încă din 2015. Deoarece probabil că nu poate să-l ia, că poate știe să cânte, dar nu știm dacă cunoaște și alte lucruri, cum ar fi să scrie sau... Adică nu știm, poate că știe, poate că nu știe, poate că n-are noroc la sală, la traseu se emoționează, ceva, multe posibilități. Dar înțeleg că dânsul a vrut să intre în legalitate și, da, și a făcut un permis. Și a cumpărat un permis, da, s-a dus la cineva care... Măi, domnule... Nu m-a ajuns cu un permis, ba da, boss. Mă simt aiurea să umblu fără. Da. Și permisul fals al manelistului Marius de la Focșani a fost realizat într-adevăr, au făcut ceva frumos, cu datele personale ale altui manelist, mult mai celebru Romeo Fantastic. Eh, da. Nu cred. Băi, ce umilință. Da, asta e o tâmpenie. Nu, deci da. Nu, nu. Dar ăsta cum dau fi acceptat? Romeo Fantastic este faimos în lume. Adică nu știa CNP-ul.
Deci înțelegi că i-a trecut acolo numele Marius, nu știu dacă e Marius. Da, nu l-a trecut Romeo Fan. Am crezut că i-a trecut și numele și când îl oprea poliția, îți dă seama că polițiștii 9 din 10 îl știu pe Romeo. Marius. Și îl prindeau imediat. Prenume, Marius. Nume de la Focșani. Într-un cuvânt sau nu e particulă nobiliară. Deci e cum e Fon Focșani. Exact. Da. Sau De Focșani. La noi e De La Focșani. Marius De La Focșani. Și CNP-ul alt manelist. Romeo Fantastic. Băi, deci nici măcar, adică, cum să spun? Eu cred că sunt și polițiști care recunoaște după CNP. Zice Romeo Fantastic. Băi, ăsta nu e Romeo. Da, deci l-a zdrobit, mă, a copiat de la unul mai faimos, mă, e posibil așa. Dar crezi că Marius De La Focșani poartă pică la domnul Fantastic, că n-are valoarea dânsului? Da, nu știu. E un fenomen oricum. La începutul lunii ianuarie, procurorii DNA Cluj, deci asta a fost în info, vagonul a mutat în Cluj. Au trimis în judecată 30 de persoane sub acuzație de trafic de influență. Unul dintre inculpați, de exemplu, a vândut timp de un an permise de conducere și de port armă false, fără ca persoanele respective să susțină examene. Acum, dacă nu există piață pentru asta, nici n-ai unde să vinzi. Dar uite că există cerere. Deci clienții, aparent, clienții credeau că documentele sunt reale, adevărate, și că escrocul le obținea pentru că avea relații. Nu, deci el zicea, vrei un permis de port armă, te rezolvi eu. Știu eu pe cineva, îți dăm, nici nu nevoie să vii. Gata, boss, nicio problemă. Dar permis de conducere nu vrei, dacă tot am ajuns aici? Tot așa, fără examen, știu eu pe cineva. Gata, dăm două. Dăm două, da. Exact. Adică nu te pui și adică în situația celor care cumpără astfel de documente? Nu te gândești că nu poate comit o infracțiune aici? Adică poate nu... E infracțiune oricum că îl cumperi. Da. Ha, ai dreptate și tu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.